Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș organizează un nou curs de formare a asistenților maternali profesioniști. Este vorba despre persoanele care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul propriu, creșterea, îngrijirea și educarea necesare dezvoltării copiilor pe care îi primesc în plasament sau în încredințare. Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Cererile pot fi depuse la Registratura Direcției pe tot parcursul lunii aprilie, de luni până vineri, între orele 9 și 12. Cererile mai pot fi trimise prin poștă cu confirmare sau scanate și trimise prin e-mail la adresele afișate pe ecran. La cererea de evaluare vor fi atașate un CV, o copie după actul de identitate și după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazier judiciar și o adeverință medicală din care să rezulte că persoana nu suferă de boli transmisibile, infectocontagioase sau psihice. Cursurile de formare profesională vor fi organizate cu respectarea tuturor normelor de prevenție și siguranță și au o durată de minim 60 de ore, transmit cei de la DGASPC Timiș. Mai multe informații despre organizarea cursului pot fi obținute la numerele de telefon afișate pe ecran.